Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Ști TV. Temperaturile care au crescut în ultima perioadă au provocat topirea gheții de pe râurile Mureș și Gurghiu, astfel încât starea de alertă a fost instaurată pentru a elimina posibilitatea producerii inundațiilor. Poduri de gheață au fost semnalate încă de ieri în localitățile Vălenii de Mureș, Brâncovenești, Filea, Gălăoaia, Lunca Bradului, Răstolița și Stânceni, acestea fiind monitorizate în permanență de echipele mobile ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea, Mureș și Primării. Pe fondul avertizărilor meteorologice s-a adoptat decizia instituirii permanenței la primăriile din județ și monitorizarea tuturor cursurilor de apă. Pentru a nu apărea probleme în zonele locuite, toți cetățenii sunt sfătuiți să își curețe șanțurile. Eu de 31 de ani lucrez în această primărie, dar așa situație n-am avut niciodată, dar sper să nu se soldeze cu vieți de om și pagube materiale, dacă o să fie, nu e o catastrofă, că se remediază. Am văzut că ați încercat cu utilaje. Credeți că se va ajunge și la detonare, să fie nevoie de pompieri? Acum încercăm cu utilaje, deci asta e la ordinea zilei, ca să încerce prima dată cu utilaje. Cea mai afectată localitate de pe Valea Mureșului este momentan Vălenii de Mureș, unde cantitatea de gheață acumulată este foarte mare. Acum la Brâncovenești văd că se remediază problema, dar problema la Văleni, acolo, atâta gheață s-a adunat într-o distanță de, ce să zic, 4 km, 5 km, asta nu știu, cred că numai natura dacă pornește. Pentru a remedia situația, s-au prezentat la fața locului încă de la primele ore echipaje ale ISU, reprezentanța ai Apelor Române, dar și prefectul județului Mureș. Am verificat toată Valea Mureșului de la Reghin în aval până la granița cu județul Harghita, mai sus de Stânceni sau până pe raza comunei Stânceni, la granița cu județul Harghita. Am intervenit acolo unde situația a impus-o. Am avut cu noi și o echipă de pirotehniști, dar nu a fost cazul să detonăm acele sloiuri de gheață. Din păcate, să spun așa, ca și pierderi, un vechi pod de lemn la Jabenița a fost deteriorat de aceste sloiuri. Alte pagube materiale nu au fost. 20 de anexe gospodărești în localitatea Lunca Bradului, ușor afectate. La Hodac am reușit împreună cu colegii de la APE să decongestionăm un pod de gheață de aproximativ 800 de metri, un kilometru. Probleme deosebite în momentul de față sunt la Văleni, unde avem un pod de gheață foarte mare, la Brâncovenești, la Lunca Bradului și la Stânceni. Se monitorizează permanent situația și în funcție de evoluția acestei situații vom lua decizii în consecință. De asemenea, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării. Ați așteptat la așa ceva? Eu am așteptat că s-a întâmplat în 93 treaba asta, exact ca cum a fost acum. Localnicii au reușit să își salveze bunurile, însă acum așteaptă să se retragă apele pentru a descoperi pagubele produse. Azi noapte, eu stau la Mași Mureșului. Nu ați prea dormit? Cum să dormim noi? Așa îmbrăcat. Astfel de intervenții au avut loc și pe Valea Gurghiului. Localnicii din zonele în care s-a intervenit spun că nu s-au mai format astfel de sloiuri de gheață de mai bine de 20 de ani. S-a efectuat primul pas în ceea ce înseamnă activitatea întreprinsă la depozitul zonal de deșeuri de la Sânt Paul prin deschiderea acestuia. Mai exact, în cursul zilei de astăzi au avut loc primele transporturi de deșeuri. Care sunt obiectivele viitoare în vederea remedierii problemei depozitării deșeurilor de la nivelul județului, aflați în minutele care urmează. Odată cu deschiderea depozitului zonal de la Sânt Paul, deșeurile colectate de pe raza județului nu vor mai trebui transportate în alte zone ale țării. Având o capacitate totală proiectată de 5 milioane metri cub, depozitul va deservi întreg județul Mureș pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani, în cursul zilei de astăzi devenind operațională prima celulă cu o capacitate de 1,25 milioane metri cubi. Are o importanță deosebită, după cum știm foarte bine, este vorba de un depozit de deșeuri regional. Și momentan suntem într-o stare în care pur și simplu deja operatorii nu mai aveau unde să trimită aceste deșeuri colectate, doar la Sighișoara unde practic în câteva săptămâni va trebui să închidă depozitul și mai era o stație în județul Harghita între Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc unde puteau să ne primească cu aceste deșeuri colectate. Deci, într-adevăr, în ceasul al 12 am reușit să deschidem acest depozit.
Reprezentantul Consiliului Județean Mureș aduce la cunoștința cetățenilor faptul că întreg procesul de gestionare a deșeurilor pentru celula 1 este în conformitate cu normele de securitate, de protecția mediului și a sănătății populației. Este un punct final, dar este primul pas. Era important și mă bucur că am reușit astăzi, pe 6 februarie, să deschidem acest depozit, deoarece asta era cel mai important în acest moment. Bineînțeles că după ce la sfârșitul lunii decembrie a apărut normele de aplicare a legii achiziției publice, în așa fel am reușit să demarăm procesul de finalizare a caietelor de sarcini, în așa fel că în luna februarie să fie deja pornite licitațiile și pentru celelalte servicii. În prezent, CJ Mureș se află în faza de delegare a contractelor de operare a infrastructurii integrate de gestionare a deșeurilor, respectiv demararea procedurilor de licitație pentru operarea stației tratare mecanico-biologică de la Sân Paul, a stației de sortare, transfer, compostare Cristești-Volureni, precum și cele legate de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor. Informarea copiilor cu privire la potențialele pericole la care pot fi expuși și furnizarea soluțiilor prin intermediul metodelor educative specifice vârstei lor sunt principalele scopuri ale celei de-a doua ediții a Școlii Siguranței TEDi. Campania adresată elevilor din clasele 1 este demarată de către Inspectoratul General al Poliției Române în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Delincvența juvenilă este un segment al criminalității care necesită o atenție deosebită, reprezentând una dintre prioritățile de lucru ale Poliției Române. La nivel național se derulează permanent numeroase activități, campanii și proiecte care vizează informarea și educarea copiilor și adolescenților în sensul adaptării unui comportament antidelictual și antivictimal. Astfel că, datorită impactului pozitiv în rândul participanților, proiectul Școala Siguranței TEDi a fost reluat și în anul școlar 2016-2017. În județul Mureș, 38 de cadre didactice din 26 de școli, atât din rural cât și din urban, s-au înscris. Peste 900 de elevi vor beneficia de acest proiect, iar împreună cu cadrele didactice înscrise am întocmit un grafic de activități astfel încât să putem participa cel puțin la o activitate la fiecare dintre clase. Activitățile au început deja și se vor derula pe întreg parcursul anului școlar. Campania se adresează atât copiilor, cât și părinților și dascălilor. Polițiștii de prevenire vor sprijini cadrele didactice în derularea activităților în baza unui grafic stabilit de comun acord. Un bărbat de 35 de ani a fost reținut pentru infracțiuni de furt calificat și Inspecția Muncii se implică prin controle și acțiuni de conștientizare în scopul prevenirii și combaterii cancerului profesional. Mai multe detalii aflați în știrile pe scurt. Un bărbat de 35 de ani din Reghin a fost reținut pentru infracțiuni de furt calificat în urma unor percheziții domiciliare desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Polițiștii de investigații criminale, cu sprijinul polițiștilor de ordine publică de la Poliția Municipiului Reghin, împreună cu Secția 6 de Poliție Rurală Brâncovenești, au efectuat pe raza Municipiului Reghin 4 percheziții domiciliare la persoane bănuite de infracțiuni de furt calificat. În urma perchezițiilor domiciliare s-a reușit documentarea activității infracționale a doi bărbați de 35 și 41 de ani, ambii din Reghin, care în cursul lunii ianuarie ar fi comis 6 furturi din societăți comerciale situate pe raza localităților Mororeni, Golăoaia, Petriș, Gănești și Cașva. Persoanele în cauză ar fi sustras din societățile comerciale diferite bunuri, respectiv pachete de țigări, cafea, produse alimentare și electronice, cauzând un prejudiciu de peste 13.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate diferite bunuri susceptibile a proveni din activități infracționale. La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și echipaje de jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Mureș. Acțiunea beneficia de suportul tehnic și operativ al Direcției de Operațiuni Speciale. Un bărbat de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracțiuni de furt calificat. Inspecția Muncii se implică prin controle și acțiuni de conștientizare desfășurate prin inspectoratele teritoriale de muncă demersurilor la nivel european de combatere a cancerului profesional. Cancerul este considerat principala cauză de decese legate de muncă în Uniunea Europeană. Anual, pe continent se registrează peste 100.000 de decese provocate de cancerul profesional, ceea ce reprezintă 53% din decesele determinate de accidentele de muncă și de bolile profesionale. În România, aproximativ 50.000 de oameni mor anual din cauza cancerului. Costurile directe ale
Expunerii la substanțe cancerigene la locul de muncă în toată Europa sunt estimate la 2,4 miliarde de euro pe an. Vor fi controlați angajatorii din toate județele care utilizează substanțe cancerigene sau amestecuri chimice care provoacă boala. Activitățile economice prin care lucrătorii sunt expuși riscurilor la cancer profesional sunt agricultura, industriile extractivă, petrolieră, petrochimică, ceramică, textilă, alemului, de parfumuri, sticlei, cauciucului, laboratoarele de cercetare, construcții, gaz, șantiere navale, tratamentul metalelor, transporturile aeriene și feroviare, imprimerii, sectoarele sanitar și coafor. Angajatorul este obligat ca pentru orice activitate în care există riscuri de contaminare cu agenți cancerigeni să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că lucrătorii nu mănâncă, nu consumă alimente și nu fumează în zonele de lucru în care există riscul contaminării cu substanțe cancerigene și să le pună la dispoziție grupuri sanitare și dușuri suficiente. Asociația My Happy Family a organizat în Târgu Mureș la sfârșitul săptămânii trecute un curs de prim ajutor destinat părinților care își doresc să știe cum să reacționeze în situații de criză până la sosirea echipajului medical. Cursul, ajuns la cea de-a doua ediție, s-a desfășurat pe parcursul a 3 ore în care părinților le-au fost oferite atât informații teoretice cât și practice. Lipsa de atenție pentru câteva secunde și curiozitatea copilului îi pot pune viața în pericol și acestea sunt momentele cheie în care părinții trebuie să știe cum să reacționeze. Urgențele medicale și momentele în care ar trebui să ne prezentăm la spital cu cei mici au fost unele dintre subiectele dezbătute în cadrul cursului, fiind extrem de important ca părinții să știe cum să țină sub control stările febrile ale copilului și cum ar trebui să acționeze în astfel de cazuri. Dacă este vorba de un copilaș sub 3 luni, febra este o urgență, tot timpul le spun părinților, febra la copilul sub 3 luni este o urgență. Însă toate mămicile, și aici vreau să atrag atenția că toate mămicile ar trebui să știe acasă cum se tratează febra și ar trebui să aibă în casă medicamentele necesare pentru tratarea febrei, adică un Ibalgin, un paracetamol și un algocalmin. Pe lângă medicul pediatru, la curs a participat și Adina Iancu, moașă și consultant în alăptare, care a vorbit despre potențialele pericole și cum ar trebui să ne ferim de acestea. De anul trecut am început să organizez la cererea părinților acest curs de prim ajutor adaptat pentru părinți, în care îi învățăm pe părinți cum să facă față situațiilor neprevăzute care pot apărea oricând, atunci când este vorba de o urgență medicală. Cursurile de prim ajutor se desfășoară atunci când sunt cel puțin 15 persoane interesate. Prin această inițiativă se transmit informații într-o versiune adaptată, destinată intervenției în momentele în care poate fi pusă în pericol viața copilului sub un an, dar nu numai. Cunoștințele dobândite în urma cursului, adresându-se atât părinților și bunicilor, cât și bonelor, educatoarelor sau familiilor care așteaptă un copil. Balul însuraților de la Reghin a devenit deja o tradiție pentru toți reghinenii și nu numai, ajungând la cea de-a 10-a ediție. Gazda evenimentului, familia Gliga, și-a întâmpinat oaspeții cu muzică bună și bucate alese. Zilele de sâmbătă și duminică au adunat aproximativ 1000 de participanți care au îmbrăcat cu mândrie portul popular din zona de proveniență. Evenimentul a fost deschis cu o sfântă rugăciune adusă de preoți de pe Valea Gurghiului și din Cluj-Napoca. Le mulțumim tuturor care au fost alături de noi în cele 10 ediții. De la cei care cu expoziții de lucruri artistice, lucruri populare, costume populare, pieptare, tot ce are mai bun poporul român ca îndelinicire. Deci arată hărnicia și simțămintele românești. Ansambluri din zona Mureșului, artiști de renume și oaspetele de seamă Gheorghe Turda au întreținut atmosfera balului. Să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim și la 40-a ediție a Balului Însuraților. Și cum să ne simțim? Ne simțim bine cu mâncăruri alese, cu program folcloric, cu tot ce ține de o astfel de manifestare. Balul Însuraților a fost prezentat de îndrăgitul interpret Marius Ciprian Pop, aducând în fața iubitorilor de tradiții momente frumoase de muzică și dans. Ce vă place aici? Tradiția românească. E extraordinară. Sunteți pentru prima dată la bal? Al 6-a ediție. Nici de această dată nu a lipsit căsuța bătrânească, unde au fost expuse obiecte tradiționale scoase din lăzile de zestre, dar și obiecte realizate de meșteri populari din zonă.
Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!